Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încep știrile! Noi, muritorii de rând, suntem luați prin surprindere de criza din Ucraina și cu toții sperăm că nu la fel s-a întâmplat și în cercurile decizionale ale planetei. Încă nu se știe cum se va termina acest conflict și nici urmările acestuia. Ce este sigur, vom avea o altă ordine mondială, politică, administrativă, dar și economică. Pentru moment, există o întrebare cuprinzătoare la care jucătorii din industria agricolă românească trebuie să răspundă. Există resurse, măcar pentru viitorul apropiat, pentru a continua activitățile din sectorul vegetal și zootehnic? Colegul meu, Marius Milea, a pus această întrebare la trei fermieri cu greutate. Răspunsurile imediat în materialul următor. Aveți resurse măcar pentru viitorul apropiat să continuați lucrările agricole dacă va exista o criză a inputurilor și a combustibilului în România? E foarte simplu. Dacă mâine, păi mâine nu mai există motorină și nu mai poate să ne livreze, clar că se oprește toate lucrările în loc. Eu pot să am 20-30 de mii de litri de motorină care ne ajută pentru 2-3 luni, dar restul ce stocuri poți să ai ca să poți să continui agricultura în caz de o criză economică mondială? Sunteți luați pe nepregătite? Sigur că nu am anticipat să ajungă aici la nivelul ce s-a întâmplat asta. Ce vedem că se întâmplă în jurul nostru. Putem spune că agricultura românească se va bloca? Nu aș putea să spun că s-a blocat atâta vreme cât statul ar face efortul să asigure combustibilul, dar agricultură, să zic, cu importuri mai puține și cu reducerea îngrășămintelor putem face, dar fără combustibil nu putem face agricultură. Nu cunosc în detaliu această problemă și fiecare fermier ce politică are în fermă de a-și face rezerve de motorină sau nu, dar fermierii care au cât de cât un plan de afaceri consider că au anumite stocuri de combustibil pentru o perioadă scurtă, imediat următoare. Pentru perioada lungă nu mai cum să ai. Nu cred că pot să spun ce poate să se întâmple, că nu sunt un prevăzător, dar este clar de știut că în momente de instabilitate și nesiguranță, prețurile o iau razna. Cu siguranță vom asista la scumpiri ale inputurilor sau poate chiar unele dintre ele lipsa lor, datorită ruperea lanțurilor de aprovizionare. Cât pot să suporte în momentul de față fermierii creșterile la inputuri și la carburanți? Păi deja tot ce a crescut până acum este peste capacitatea noastră de a susține în mod normal un sector performant. Pentru că toate creșterile astea vor duce la inputuri mai puține administrate sau de proastă calitate. Dacă țintim spre un sector performant, sigur că la creșterile astea galopante de motorine, energie, îngrășământ și așa, nu să putem să facem față, să putem să menținem un sector performant. Cei care sunt mai bine organizați o să mai reziste anul ăsta, de la anul o să înceapă și să gâfne. Și ce se prefigurează pentru viitorul apropiat? Spun așa, producția oricum va fi mai mică decât anul trecut. Deci cel puțin la culturile de toamnă, deci fără doar și poate, pentru că toate aceste variații de temperatură n-au făcut bine, lipsa de precipitații n-au făcut bine. Acum, cantitățile reduse de îngrășăminte pe care putem să le administrăm, ca să ne permitem să le administrăm, pentru că sunt costurile destul de mari, în special azotoase, nu vor duce decât la diminuarea producției. Indiferent că prețurile au crescut în ultima perioadă de la 1,20 lei la 1,40 lei sau 1,60 lei, deci indiferent cu toate aceste creșteri de preț, toate se vor reflecta în costuri mai mari, la cauciucuri, la motorină, la îngrășământ, la tot ceea ce înseamnă inputuri pe segmentul ăsta. Adică producătorul nu va câștiga din aceste creșteri de prețuri. Randamentele vor fi mai mici, adică pe producții mai mici, gândiți-vă că investițiile nu o să se mai facă de aici încolo. Deci toată lumea sau cei care își vor permite să mai iau un credit, îl va lua foarte greu. Fermierii mari care sunt capitalizați, putem doar să facem, știu eu, o vânzare future. Dacă avem contracte încheiate și reușim să încheiem niște contracte pentru cereale din producția care urmează, putem compensa un pic din scumpirea de preț, dar nici într-un caz nu putem acoperi în totalitate. Ideea este că trebuie să gestionăm foarte bine costul de producție, să nu ne aruncăm, să încercăm să fertilizăm optim după ce facem o analiză de sol, o cartare agrochimică. Dacă facem o analiză și vedem ce elemente ne lipsesc, ar fi bine să dăm un minim, astfel încât să ținem costul sub control.
să eliminăm pe cât posibil trecerile, adică să facem cât mai puține treceri pentru înființarea culturilor de primăvară, astfel încât să consumăm cât mai puțină motorină. Deci noi fermierii trebuie să fim extrem de atenți cu costul de producție, pentru că nu știm ce se întâmplă. Este adevărat că acum, în perioada războiului, prețurile cerealelor au crescut, numai că și există cereale în hambarele din România, numai că cea mai mare cantitate care se ducea la export, să vă dau un exemplu, din 13 milioane de tone de grâu și 16 milioane de tone de porumb pe care le producea România, noi consumăm, de exemplu, la grâu numai 3 milioane de tone, restul se ducea la export și se duceau prin Marea Neagră, prin bazinul Mării Negre. Ori porturile din Ucraina sunt blocate efectiv. Practic, transportul de cereale care pleca de la Constanța nu mai poate fi efectuat. Și nu știm pe ce perioadă. Cu alte cuvinte, fermierii români sau traderii din România care achiziționează de la noi fermierii din România sunt obligați să vândă și să transporte cerealele rutier către piețele care erau asigurate de către Ucraina. E bine cunoscut faptul că și Ucraina și Rusia reprezentau 80% poate din exportul de cereale care se făcea în bazinul Mării Negre. Ministrul Agriculturii se alătură eforturilor de sprijin pentru refugiații ucrainieni. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Adrian Chesnoiu le mulțumește fermierilor români pentru implicarea acestora din ultimele zile și anunță totodată convocarea unui grup de acțiune bazat pe voluntariat, prin intermediul căruia Ministerul Agriculturii va încheia protocoale de colaborare cu producătorii români și cu un important lanț de supermarketuri, pentru a pune la dispoziție spații de cazare, alimente și alte produse de strictă necesitate. Vreau să le mulțumesc tuturor fermierilor, producătorilor români și reprezentanților industriei alimentare care m-au contactat în ultimele zile pentru a se implica în acțiunea umanitară de sprijinire a semenilor noștri din Ucraina, care se refugiază către locuri mai sigure, România fiind unul dintre acestea, scrie ministrul Agriculturii în mesajul său. Am convocat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un grup de acțiune bazat pe voluntariat, prin intermediul căruia încheiem protocoale de colaborare cu producătorii români și cu un important lanț de supermarketuri care e pregătit să pună la dispoziție mai multe spații de cazare, precum și alimente și alte produse de strictă necesitate. De asemenea, am transmis o adresă către colegii din județele aflate la granița cu Ucraina, prin care îi rog să se implice voluntar în acțiuni care presupun distribuirea de alimente, apă, produse de strictă necesitate, precum și în orice fel de activități de îndrumare și consiliere, astfel încât să putem fi solidari cu cei aflați în nevoie. Consider că este de datoria noastră a tuturor să arătăm că solidaritatea, generozitatea și empatia față de cei aflați în dificultate reprezintă trăsături definitorii ale poporului român. În speranța unei finalizări cât mai rapide a conflictului din Ucraina, îi îndemn pe toți cei care vor să-și ajute semenii să nu ezite nicio secundă în a-i sprijini pe cei aflați la nevoie, a adăugat Adrian Chesnoiu. Românii dovedesc încă o dată lumii întregi că sunt un popor primitor și întotdeauna gata să sară în ajutorul celor aflați în dificultate. Din puținul lor, oamenii nu se dau înapoi să împartă cu refugiații ucrainieni tot ceea ce pot. Una dintre cele mai impresionante inițiative în acest sens este și apelul făcut de Federația Lider către autorități, sub titlul Satul Românesc este gata să primească refugiați. În comunicat, Federația își anunță dorința de a-i sprijini pe ucrainieni, inclusiv să-și facă un rost pe pământurile noastre. Urmăriți detalii în materialul pregătit de colegii mei. În 24 februarie, ucrainienii au simțit cum le fuge pământul de sub picioare. În fața unui atac neașteptat, violent și fără discernământ, au reacționat cum au putut mai bine. Bărbații au rămas acasă să lupte, iar femeile, copiii și bătrânii au luat drumul pribegiei. Mulți dintre refugiați au ajuns la granița cu România, iar noi, așa cum ne-au învățat bunii și străbunii noștri cum se cuvine să facem, i-am așteptat cu bucate și le-am oferit locuri de dormit cu așternuturi curate. Putem însă să facem mai mult, în varianta în care conflictul nu le va permite să se întoarcă acasă curând. Putem să le punem înapoi pământul sub picioare, la propriu, oferindu-le șansa de a-și face un rost în satele noastre, se arată în comunicatul Federației Lider. În cadrul acelui așa apel inițiat de Federație, se arată că Federația Lider, care reunește probabil cele mai reziliente grupuri de acțiune locală din România, pune la dispoziția Guvernului României 200 de comunități rurale din întreaga țară, care pot să integreze emigranți din Ucraina pe termen scurt și mediu. Pe termen scurt, comunitățile rurale pot să preia
refugiați care să fie găzduiți fie la populația din mediul rural, fie în spații organizate de către primării. Pe termen mediu, solicităm de urgență un parteneriat cu Guvernul României ca să creăm împreună instrumentele necesare integrării emigranților din Ucraina ca populație activă în comunitățile rurale românești. Pentru comunele botoșenene de la graniță nu este o noutate. În ultimii ani, mulți ucraineni au cerut rezidența aici, în vederea obținerii cetățeniei române, iar războiul a accentuat acest trend. În comuna Vârful Câmpului, situată în apropierea vămii de la Siret cu Ucraina, 300 de ucraineni au cerut rezidență de la începutul lunii februarie. Federația a deschis două conturi în care se pot primi donații în cadrul proiectului Lider pentru Ucraina. Mobilizare impresionantă și la Vama Isacea. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Asociația Delta Dunării se alătură eforturilor de a sprijini refugiații ucrainieni, semnalând în același timp impresionanta mobilizare a oamenilor de la Isacea. Corturile sunt pline de mâncare și alte produse necesare pentru igiena personală, aduse cu mașini din toate colțurile țării. Autoritățile de la Vama Isaccea fac un apel către noi toți. Este mare nevoie de calorifere electrice pentru corturile refugiaților. Vine frigul, se anunță chiar ninsori în următoarele zile și e mare nevoie de surse de căldură. Se arată în mesajul postat de asociație. La punctul de trecere frontieră Isaccea-Orlovca, Crucea Roșie Tulcea s-a implicat în eforturile localnicilor și colectează alimente greu perisabile, apă, produse de igienă pentru bebeluși, pachete igienico-sanitare și orice pot oamenii să doneze pentru a-i ajuta pe cetățenii ucraineni. De asemenea, Crucea Roșie anunță că va avea echipe de voluntari în fiecare zi în vamă, care vor acționa conform protocoalelor în astfel de situații. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Mă numesc Bâlea Vasile, sunt unul dintre administratorii firmei Vanip Ceres. Ne aflăm într-o parcelă de porumb. S-a semnat o semănătoare până unde se vede cu Seed Sprint și... După aceea am continuat cu altă semănătoare cu care a băgat complex 20-20-0. Diferența de talii, ați văzut la sistemul radicular foarte dezvoltat, inclusiv și culoarea, dacă ne uităm, este mult mai verde decât în partea unde nu s-a aplicat. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Lacrimi, disperare, durere și o imensă teamă de necunoscut aduc cu ei refugiații ucrainieni care trec granița și pășesc pe pământ românesc. Mulți dintre aceștia vor fi adăpostiți pentru o vreme în siguranță și în comunele argeșene, unde oamenii cu suflet mare îi așteaptă deja. Ne transmite colega mea, Elena Picu. Argeșul este solidar cu acțiunile organizate la nivel național pentru sprijinirea refugiaților ucrainieni. Gesturi de solidaritate se întâlnesc la tot pasul, fiecare încercând să ajute cum poate. Iar în comuna Mărăcineni, un manager recunoscut pentru actele sale de caritate le va asigura acestora locuințe și masă atâta vreme cât va fi necesar. Zeci de familii de refugiați ucrainieni care fug din calea războiului în dorința de a-și salva măcar viața își vor găsi adăpost în ruralul argeșan. Prin grija unor oameni cu suflet mare, aceștia vor primi casă, masă, chiar și un loc de muncă, dacă vor dori, până când situația va fi depășită. A zis cu mare durere la ceea ce se întâmplă în Ucraina și nu puteam rămâne impasibil la această situație, drept pentru care am decis să primesc la societatea pe care o administrez, din Argeș, localitatea Mărăcineni, 10 familii de cetățeni ucrainieni, oferindu-le cazare, masă și, dacă dorești, un loc de muncă. Cunosc faptul că de joi și până astăzi, sâmbătă, în România au intrat 10.600 de cetățeni ucrainieni, dintre care 7.000 au rămas în România. Durerea este foarte mare când văd atâția oameni că fug din Ucraina și nu știu unde merg. M-am gândit să vin cu acest mic ajutor în semn de umanitate față de concetățenii ucrainieni care sunt la un moment de cumpără în acest moment. Mulțumesc tuturor celor care fac aceste acte de caritate și sperăm să putem ajuta și noi cât un pic acești oameni care au nevoie de noi.
Nimic nu se pierde, totul se reutilizează. Acesta pare să fie un adevărat motto zilele acestea pentru locuitorii ucrainieni din zonele rurale. Țăranii ucrainieni au fost filmați cărând spre casă blindate rusești. Pe rețelele sociale au fost postate câteva filmări scurte în care se observă două vehicule blindate ale armatei ruse luate de localnicii ucrainieni din locurile unde cel mai probabil au fost abandonate. Ambele au fost tractate și duse în curțile oamenilor. Ai noștri tractează un BTR, cred că pentru fier vechi. Bun lucru fac băieții noștri, nu știi cum îți trebuie să mergi cu el după lemne. Se aude pe unul dintre filmele postate de un sătean ucrainean. Oamenii din localitatea Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, s-au obișnuit să aibă americani în comună în ultimele două decenii. Posibilitatea unui conflict armat la graniță rămâne un eveniment ce pălește în fața nevoilor de zi cu zi a agricultorilor din zonă. Vasile Baia este crescător de bovine în localitate și se îngrijește de peste 100 de animale. Fermierul susține că atât locuitorii cât și animalele au început să se obișnuiască cu zgomotul arsurzitor al elicopterelor care zboară în apropierea acestora. În aceste timpuri tulburi, când istoria europeană se rescrie, putem spune, am ajuns în localitatea Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, o localitate strategică pe harta României, dar viața merge mai departe, așa că l-am întâlnit pe Vasile Baia, fermier cu ștate vechi aici în zonă, crescător de vaci. Domnule Vasile, timpuri tulburi, dar până la urmă agricultura nu se oprește. Agricultura are calendarul ei întotdeauna și n-ar trebui să se oprească niciodată, nici în vremuri de război, bănuiesc că nu s-a oprit. Dar acum noi suntem departe de, eu știu, agitația și ce se întâmplă în țara vecină. Ia, aici este liniște, e același climat, suntem obișnuiți cu avioane care, și elicoptere care survolează cerul comunei, convoaile sunt la fel, câteodată mai vin mai multe și tot felul de mișcări cu care ne-am obișnuit în, de când a fost baza construită aici la Mihail Cogălnicianu pentru a găzdui soldați americani și infrastructura de care este nevoie pentru apărare. Și în rest, cam totul e la fel. Văd că deja elicopterele se ridică în aer și animalele în același timp nu sunt speriate, s-au obișnuit? Da, s-au obișnuit. S-au obișnuit. Ele acum fac parte din peisajul comunei. Elicoptere, soldații fac parte din peisajul comunei, adică și ne-am obișnuit cu ele, ca să spunem așa. New Holland este o marcă recunoscută de către fermierii din întreaga țară pentru eficiența excepțională și atenția la cele mai mici detalii, ce garantează confortul agricultorului, promptitudinea serviciilor oferite și protecția mediului. Agroconcept, importator și distribuitor exclusiv al mărcii New Holland din România, vine constant în sprijinul fermierilor români cu soluții care nu îi vor dezamăgi. De acest lucru s-a convins și Liviu Țăpuș din Cobadin, județul Constanța, care a fost înregistrat ca primul client al companiei în urmă cu 6 ani. Atunci fermierul dobrogean achiziționa un tractor New Holland. Acum a venit vremea să își mărească parcul agricol și să cumpere de la aceeași firmă o combină de ultimă generație. Suntem nu numai la un client vechi, dar suntem la cel mai vechi client al nostru. Este primul nostru client de acum 6 ani de zile. Am semnat cu dânsul primul contract Agroconcept din istoria companiei. Practic primul om care ne-a acordat încrederea atunci când am intrat pe piață. Am semnat cu dânsul și al doilea contract, practic, pentru că și-a cumpărat și un tractor după ce și-a cumpărat prima combină. Și acum, la aproape fix 6 ani de atunci, mai livrăm o combină. Motiv pentru care suntem, de fapt, aici, să sărbătorim împreună. Fiecare zonă este o altă poveste. Contează foarte mult relația pe care fermierul o are cu vânzătorul, cu omul de vânzări, cu reprezentantul de vânzări din zonă și cu echipa tehnică care intervine, care ajută, care susține fermierul. De asemenea, contează foarte mult marca pe care o vinzi, cât de bine se pretează ea necesităților fermei și fermierului și
Cred că aici avem toate aturile. Avem un brand grozav, în Holland este zona de combine, o marcă care greu își găsește competiție. Avem echipe tehnice care deja au toată experiența necesară ca să acorde fermierului orice suport au nevoie și suntem o companie care și-a atins vârsta necesară ca să se recomande în piață cu încredere. Suntem în ferma domnului Țăpuș, care de data aceasta a ales să cumpere de la noi o combină din gama medie, din combinele pe cai, combinele convenționale. Vorbim de un CX690, o combină echipată cu motor de 8700 de litri, cursor 9. Combina are un buncăr de 2300 de litri și un tub de descărcare de 5,5 metri, cu o capacitate de descărcare de 100 de litri pe secundă. Dotări speciale față de combinele care mai sunt în piață. Avem, în primul rând, separator rotativ la această combină, considerată ca și a treia tobă. Avem sistemul de cernere de triplă cascadă. Ce este în evidență acest sistem unic? Acest sistem, pe lângă faptul că toate sitele le avem sub vânt, ne oferă o suprafață mai mare de separare. Și atunci implicit o viteză mai mare de înaintare a combinei, o capacitate de recoltare mai mare la finalul zilei. De aia am și cumpărat-o ca să mă ajute, pentru că între timp terenul pe care îl exploatez, suprafața pe care o exploatez s-a mărit și trebuia ceva mai perfumat, o combină mai fiabilă și am făcut programul IPEC, am dat-o pe cea veche și am luat alta nouă. Din punctul ăsta de vedere, sper să fiu mulțumit la prima vedere. Pare un mastodon pe lângă cea pe care am avut-o până acum și sper să-mi fac treaba de zi cu zi, care întotdeauna apare într-o fermă. Exportatorii de cereale caută surse alternative de grâu și porumb după ce invazia rusă a întrerupt livrările ucrainiene. Producătorii din Uniunea Europeană, România și Franța fiind folosiți pentru a acoperi unele încărcături din apropiere, au declarat comercianții. Astfel, România ar fi vândut aproximativ 800.000 de tone de cereale în numai 2 zile de la debutul conflictului din Ucraina, informează Reuters. Conflictul a zguduit piețele de cereale, contractele futures pe grâu din Europa ajungând joi la un nivel record, în timp ce a sporit perspectiva blocării livrărilor din Ucraina și Rusia, care împreună reprezintă aproape o treime din exporturile mondiale de grâu și aproape o cincime din porumbul global. Atacul militar al Moscovei a determinat Ucraina să-și închidă porturile joi, iar acestea au rămas închise pentru transportul comercial vineri. Ucraina este un exportator cheie de grâu către importatorii din Orientul Mijlociu și din Marea Mediterană, inclusiv Egipt, Turcia, Italia și țări africane. Odată cu închiderea porturilor ucrainene, România, un important furnizor de cereale care, ca și Ucraina, exportă prin Marea Neagră, dar în afara zonei de conflict, a fost văzută ca o opțiune evidentă de rezervă pentru comercianți. Aceștia au declarat că aproximativ 500.000 de tone de grâu și până la 300.000 de tone de porumb românesc au fost cumpărate de când au început luptele din Ucraina, în mare parte pentru expediere sau încărcare imediată în martie și aprilie. A fost o cerere crescută de grâu românesc în porturile din afara zonei de război. A fost în principal de la multinaționale, care căutau o acoperire rapidă a aprovizionării, a declarat un comerciant. Se crede că o parte din cerere acoperă vânzările recente către Algeria, o destinație în care ucrainienii și alți producători din Marea Neagră au câștigat cotă de piață. Printre clienții exporturilor masive de porumb ale Ucrainei se numără China, Spania, țările de jos, Iran și Coreea de Sud. Astfel, pe lângă porumbul românesc, firmele comerciale au rezervat cel puțin câteva vase mici de porumb franțuzesc pentru a acoperi transporturile din apropiere către destinații ale Uniunii Europene, cum ar fi Peninsula Iberică și țările Benelux, au explicat comercianții. Aceștia au vorbit și despre cumpărarea de grâu franțuzesc pentru a înlocui proviziile ucrainene. Unii comercianți au spus că s-ar fi putut rezerva câteva sute de mii de tone, deși alții au citat volume inițiale mai mici pentru nevoi imediate. Disponibilitatea unor origini rivale, cum ar fi grâul argentinian, reducând interesul pentru livrările franceze pentru perioade mai îndepărtate. Importatorii s-au interesat chiar și de grâul german, dar prețurile ridicate au descurajat achizițiile semnificative. Urmează acum câteva momente de publicitate, după care revenim aici pe AgroTV cu cele mai importante știri ale sectorului agricol. Rămâneți cu noi!